tuturor că ați venit la Craiova, tuturor candidaților și tuturor viitorilor votanți. Suntem spre finalul unei campanii electorale interne cu alte partide din România, nu au. Este singura dezbatere care luăm la Craiova. Sunt destul de mulți candidați în țară, sunt 28 de candidați. Am întârziat un pic începerea evenimentului, așa că vom avea astăzi câte 4 intervenții de fiecare, de câte 1 minut și 30 de secunde. Prima intervenție o veți lua la rând, deci fiecare va veni aici și se va prezenta. A doua intervenție este de ce puteți face dumneavoastră în calitate de europarlamentar pentru regiunea Sud-Vest Oltenia și pentru filialele din această regiune. Un al treilea moment va fi atunci când ne veți cere votul, aveți 1 minut și 30 de secunde în care să ne convingeți să vă votăm. Și încă 1 minut și 30 de secunde în care să răspundeți la o întrebare primită de la colegii din public, veți primi fiecare cu un bilet din timp, să aveți timp să vă pregătiți. Participanții din sală, după primul tur în care candidații se vor prezenta, vă gândiți cui vreți să adresați o întrebare, veți scrie pe un bilețel pe care Laurențiu vi-l va da în următoarea perioadă și la sfârșitul, vă rog, când sunteți gata, mi le dați nouă și îl dăm fiecărui candidat în parte. Ați formalizus.eu, găsiți acolo note despre proiectul meu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Salutare, colegi! Mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți. Ce pot să spun despre mine? Sunt Ivan Dragoș Lucian, sunt de la USR Ploiești. De ce sunt la USR? Sunt la USR pentru a oferi două lucruri. Pe de o parte persoana mea și pe de altă parte expertiza mea. Ca și persoană, mi s-a spus că sunt o persoană încăpățânată. Sunt o persoană pasională și un pic îndărătnică. Asta cred că o să ajute totuși la USR. Până acum am ajutat. Din punct de vedere profesional, am început ca profesor, asistent universitar. Am o pasiune în a lucra cu oamenii și de a transmite cunoaștere și de a prelua cunoaștere. Am continuat cu doctorat în sociologie și în comunicare, pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în jurul meu. Și în cele din urmă am și o experiență internațională, în sensul că am lucrat cu Universitatea din Barcelona. M-am implicat pe câteva proiecte de educație, proiecte postru și am făcut și facultatea de drept pentru a termina lucrurile chiar pe latura socială. În momentul de față sunt avocat, membru USR și vă stau la dispoziție. Aveți întrebări? Cred că mă găsesc destul de ușor. Mulțumesc! Și trebuie să fiecare să facem ceva pentru asta, pentru că voi să aveți acces, pentru ca noi să avem acces, pentru ca și alții să aibă acces. Din poziția de europarlamentar, ce aș putea să fac în continuare, aș putea să fiu foarte disponibil. Întotdeauna mi s-a părut o idee bună să adoptăm o strategie prin care să fim foarte la îndemână tuturor, colegilor, membrilor comunității, membrilor altor stakeholder din societate, așa că, din perspectiva mea, un europarlamentar ar trebui să fie ușor de contactat, poate chiar o linie directă, poate chiar prin consilier, cabinet pe unde se poate și cât mai multă prezență pe teren. Îmi face plăcere să ies cu colegii la semnături, îmi face plăcere să cunosc oamenii, așa că aș continua această activitate. Din câte știu, ți-ai putea permite cam o săptămână pe lună să fii prin România, așa că ai avea timp de rechet. Din punct de vedere financiar, m-am gândit că o să sprijin filiala de unde sunt eu, filiala Ploiești, deoarece ca și a voastră are oameni mimoși și are oameni cu idei și au nevoie de sprijin. N-ar fi vorba de mult, dar ar fi ceva. Și platforma mea se centrează pe zona justiției. Asta ajută pe toată lumea.
Ne uităm în stânga, în dreapta, vedem sănătatea, vedem educația, vedem transporturile, toate sunt afectate. Avem nevoie de o justiție independentă și putem să facem acest lucru de la nivelul Parlamentului European, tocmai pentru că Europa dorește o întărire a parchetului european, a procurorului și a justiției. Mulțumesc! Participați, veniți la activități, implicați-vă mai mult, încercați să fiți candidați, încercați nu numai să participați numai cu know-how, așa cum văd că oricum toată lumea de aici poate să participe, dar și cu pasiunea, cu încrâncenarea aia pe care o pui în momentul în care chiar îți pasă de ceva și ești dispus să sacrifici, așa cum mulți dintre voi faceți, timpul cu familia, timpul cu prietenii, timpul cu prietenii și așa mai departe. Și foarte important, mobilizați. Încercați să aduceți alte persoane, încercați să transmiteți mesajul. Deci mesajul meu este mai mult un imbold, nu are legătură cu o persoană, are legătură cu o stare de spirit și de o atitudine generală. Feminină. În plan individual, putem încuraja aceste femei prin bune exemple, în primul rând, iar apoi prin cursuri de leadership sau prin cursuri, de ce nu, de antreprenoriat. Trebuie să încurajăm femeile să aplice pentru funcții de conducere, și egalitatea de șanse este o soluție pentru Europa cu o singură viteză. De asemenea, aș vrea să închei cu un citat foarte mult care îmi place de Margaret Thatcher, care spune așa: în politică, dacă vrei ca un lucru să fie spus, cere unui bărbat. Dar dacă vrei ca acel lucru să fie făcut, cere unei femei. Vă mulțumesc! Întrebare de la domnul Radu Ogarcă pentru Ivan Dragoș Lucian. Pe scurt, care este europarlamentarul român a cărui activitate o apreciați și pentru ce anume? Întrebarea asta este un pic dificilă, pentru că în momentul în care punem o astfel de întrebare, trebuie să ne gândim că în spatele unui astfel de reprezentant este o întreagă echipă. Nu sunt o persoană care de obicei lucrează în echipă, dar de data asta face plăcere să fiu un cadru USR. Profesia de avocat, profesia de profesor este una singuratică. Trebuie să te descurci singur de cele mai multe ori. Dar apreciez foarte mult munca în echipă. O altă chestie interesantă este faptul că, practic, eu sunt alegătorul neimplicat politic. Până la USR n-am avut niciun fel de activitate politică. Participam la vot, participam la activități de ONG. Eram informat de ce se întâmplă, dar nu eram informat strict pe persoane politice, așa că nu am multe cunoștințe în acest domeniu ca să individualizez. Dar pot să spun că apreciez mult activitatea doamnei Monica Macovei. De ce? În primul rând pentru că a încercat să rămână foarte aproape de comunitatea română și de problemele noastre. Poate că are o activitate demnă de luat în seamă în cadrul instituțiilor europene, a găsit timp să lucreze cu organizații de aici, să lucreze cu stakeholder români și naționali și și-a făcut întotdeauna timp să promoveze anumite inițiative în zona justiției. Și pentru asta vă s-o apreciez. Deci, vă mulțumesc foarte mult că ați venit și ați participat și în calitate de candidat și în calitate de viitor votant și la dezbaterea din seara asta. Cred că am avut ocazia să aflăm despre cei care își doresc acele locuri de parlamentar european destul de mult. Dacă nu am avut suficiente informații, trebuie să mâncăm puțină pizza acum, să mai stăm un pic de vorbă între noi și de la ora 8 să mergem la 300 de săptămâni. Mulțumesc! O întrebare cu Duron. Știu că Cyborg e panaceu universal aici. Are cineva o pastilă de cap?